Planta care topește grăsimea de pe abdomen este folosită în ciorbe și multe alte preparate, fără a se cunoaște beneficiile sale. Leguma este recomandată de mulți nutriționiști datorită beneficiilor pe care le aduce organismului. Leguma previne cancerul. Este bogată în beta-caroten, vitaminele A, B1, B2, B6, fosfor, magneziu, brom, cupru, potasiu, fier, proteine, glucide și lipide. Este vorba chiar de morcov, informează RomaniaTV.net. Potrivit studiilor, morcovii induc senzația de sațietate și menține tractul intestinal sănătos. Au un conținut slab de calorii, ceea ce îi fac ideali în curele de slăbire. 100 de grame de morcov conțin aproximativ 40 de calorii. Morcovul poate preveni și cancerul, deoarece conține foarte mult beta-caroten, un antioxidant puternic ce combate în special cancerul de colon, cancerul la plămâni și pe cel mamar. Pe lângă asta, scade nivelul colesterolului rău, care cauzează ateroscleroză. Beta-carotenul din planta care elimină grăsimea este benefic și pentru piele. Acesta favorizează modificarea nuanței pielii. De exemplu, dacă doriți să vă bronzați, puteți mânca mai mult morcov, iar bronzul se va instala mai rapid. Consumul regulat de morcovi contribuie la detoxifierea ficatului și ajută în lupta contra acnei, relatează știri pe surse.ro.